Hei, salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou video. Iată că pirații au invadat FIFA Mobile și astăzi o să vă explic tot ce trebuie să știți despre evenimentul Treasure Hunt și cum este cel mai bine să-l jucați pentru a scoate maximul din premiile astea. Și evident, la final vom deschide cele 3 pack-uri cu coins din store, poate cine știe, dăm peste o comoară acolo. Dar haideți să începem cu acest eveniment care ține 28 de zile, așadar 4 săptămâni de pirați în FIFA Mobile. Așadar putem vedea că evenimentul este împărțit în 4 set sale, deci vom lua puncte, dar o să vorbim imediat despre set sale. Treasure Map 1, unde avem o parte de jucători și premii bani. Treasure Map 2, unde sunt alți jucători și premii XP. Și Treasure Map 3, unde sunt skill boosturi și jucătorii cu overall-ul cel mai mare. Dar revenim aici la set sale, unde găsim un Prime Icon aici în partea dreaptă, 97+, o să ne spună săptămâna viitoare probabil cine este, dar nu vă faceți speranțe, trebuie să faceți toți acei jucători cu numărul 7, adică toți jucătorii de la Treasure Map 1, 2 și 3, deci nicio șansă. Haideți să vedem ce găsim aici. Ăsta este premiul meu pentru că în primul sezon am făcut acele cufere despre care am vorbit ieri. Haideți să vedem ce găsim aici pentru câteva milioane cât am dat pe ele. Trebuie să fie un premiu bun. Și primim din prima 100 de astfel de puncte, 5 hărți de astea și 100 de dubloni. Ok, nu e rău, deci dacă nu vă apare acest exchange, dacă nu aveți punctele, să știți că în primul sezon nu ați făcut acele cufere. Dar nu cred că o să conteze așa de mult pentru că nu au fost niște premii extraordinare. Haideți să ne uităm la aceste skill game-uri care, apropo, se resetează odată la 8 ore, deci puteți să le jucați pe toate, foarte relaxați. Așadar aici avem 5 puncte de astea set sale despre care o să vorbim imediat. În partea dreaptă avem 10 jocuri, putem juca 10 astfel de skill game-uri. Aceste puncte pică destul de bine aici. Din cele 10 jocuri pe care le-am jucat eu, am primit 17 astfel de puncte și un punct de ăsta, Chartered Course. Punctul ăsta este foarte rar și o să vă zic imediat a ce se folosește. Și jos aici avem 3 meciuri versus Attack, dar pentru a le juca, țineți cont, trebuie să aveți un jucător la voi în echipă, un jucător de la programul acesta. Dacă intrați în store, o să găsiți un jucător gratis sau îl cumpărați de pe market, trebuie să fie de la evenimentul acesta băgat la voi în echipă pentru a putea juca aici. Și aici avem 3 meciuri la fiecare 8 ore, deci nu trebuie să faci 3 victorii, 3 meciuri pentru că primești puncte și la victorie, și la egal, și la înfrângere, și evident această reclamă care uneori merge, uneori nu merge. Și să vorbim despre cele două feluri de puncte. Set sale points sunt punctele care o să ne ajute să ajungem până la comoară și aceste puncte Chartered Course, care sunt punctele mai rare, o să te ducă direct la comoară. Dar o să vă explic acum despre ce vorbesc. Asta este harta unde va apărea comoara și unde este vaporul nostru. Trebuie doar să ridicăm ancora, așa că haideți să ridicăm ancora. Încă 5 puncte de astea, nu e rău deloc. Și haideți să vedem unde este vaporul și unde este X-ul, unde trebuie să ajungem cu el. Haideți să ne uităm la hartă. Așadar, iată vaporul nostru și comoara. Trebuie să mergem 2 pătrățele în jos și una în dreapta. Acum, pentru a merge în jos sau în dreapta, fiecare mișcare pe această hartă necesită un punct set sale. Deci de asta este important să facem acele puncte aici. Cu cât avem mai multe puncte set sale, cu atât putem să facem mai multe comori, să luăm mai multe premii și, foarte important, mai mulți dubloni care o să-i folosim pentru a lua jucătorii de la Treasure Map 1, 2 și 3. Haideți să vedem dacă am ajuns la comoară. Da, am ajuns la comoară și acum putem să-i dăm claim 0 bănuți pentru a lua toate aceste 3 premii. Să vedem ce ne pică în acest pack care arată foarte bine. Skill boost-uri, evident, o să-i dau claim all, să vedem dacă este vreun jucător și da! Da, este un jucător la final, șansă, Mareș sau Mares, Mareș, Mareș nu e unul la CFR Cluj, ok, ăsta e din Mexic, dar tot aia e. Oricum, un jucător de 85 la prima încercare nu e rău deloc și evident acești dubloni despre care vă spuneam, dubloni care o să ne ajute să luăm jucătorii de la Treasure Map 1, 2 și 3, dar o să mergem imediat acolo pentru că vreau să vă mai arăt ceva după ce se resetează comoara și o pun băieții în alt loc. Haideți să vedem unde e comoara acum, iată, trebuie să mergem 3 în sus și 2 în dreapta. Și dacă nu vreau să merg, pot direct să dau aici jos și să folosesc un astfel de punct, Chartered Course, și să mă ducă direct acolo. Dar asta trebuie să o folosiți când distanța este foarte mare. După părerea mea, când distanța este mai mare de 11-12 pătrățele, pentru că altfel este foarte rar și când o să vină odată comoara foarte departe, o să vă doriți să fi avut un astfel de punct. Încă 10 dubloni pentru premii și din nou comoara s-a resetat. Haideți să mergem la premii să vedem ce putem lua de acolo. La Treasure Map 1, din prima vă spun, vă recomand să nu începeți aici, repet, să nu începeți aici, pentru că toate premiile astea costă foarte puțin dubloni și e mai bine să le lăsați pentru finalul evenimentului, când s-ar putea să nu mai aveți mulți dubloni și să nu-i puteți folosi la Treasure Map 2 sau 3, pentru că acolo premiile vor necesita din ce în ce mai mult și o să puteți să cheltuiți aici.
Asta este părerea mea, deci mergeți pe 2 sau pe 3, pentru că acolo sunt premiile mai bune și la început e bine să folosiți toți dublonii pe care îi aveți acolo. Dar haideți să mergem la 2 să vă arăt ceva foarte important. Pentru a putea juca aici la 2 și pentru a putea lua premiile de la 2, unde este numai XP și câțiva jucători, trebuie să cumpărați bucata de hartă de la 2. Iar această bucată de hartă costă fie 500 de dubloni, fie 500 de puncte FIFA. Acum, dacă aveți punctele FIFA, cumpărați-o cu puncte FIFA. Cumpărați această hartă cu puncte FIFA. Dacă nu le aveți, jucați la campanii, faceți într-un fel și faceți rost de ele înainte să începeți aici, pentru că salvați 500 de dubloni. Și ce puteți lua cu acei 500 de dubloni pe care îi salvați? Puteți lua primele 5 premii și în primele 5 premii găsiți peste 1 milion XP. Și dacă nu știți, 1 milion XP costă undeva la peste 5 milioane de bănuți. Așadar, faceți rost de 500 de puncte FIFA și luați această hartă cu puncte FIFA. Trecem la Treasure Map 3, unde situația este asemănătoare, doar că aici costă 1000 de puncte FIFA sau 1000 de dubloni. Dar, după părerea mea, aici afacerea este și mai bună, pentru că cu acei 1000 de dubloni salvați, puteți să luați primele 4 premii de aici, primele 4 noduri, și aici aveți 4000 de skill boost-uri, asta înseamnă undeva la 20 de milioane de bănuți dacă țineți cont. Că un skill boost înseamnă 5000 de bănuți dacă v-ați duce pe shop și l-ați cumpărat de acolo. Deci da, dacă aveți puncte FIFA, folosiți-le aici, dacă nu, strângeți puncte FIFA înainte să începeți, asta este părerea mea, așa este cel mai bine să faceți premii multe aici. Ideea este că nu știu până unde putem ajunge, pentru că este foarte greu de pronosticat câți dubloni vom face la set sale. Așadar, o să stau câteva zile, o să mă uit cam câți dubloni putem face pe zi și o să revin cu un video peste câteva zile să vă spun în medie cam câți dubloni putem face până la finalul acestui eveniment, să vă dați seama cam până unde puteți ajunge. Până atunci, părerea mea este ori să țineți de acești dubloni, ori să mergeți până la prima intersecție, să nu vă duceți pe un jucător sau pe altul, pentru că nu știm exact câte puncte putem face până la final și s-ar putea să rămâneți la câteva puncte de jucătorul acela și ar fi păcat. Deci mai bine este să așteptați câteva zile să vedem cam câte puncte putem face în medie pe zi și apoi să luați o decizie. Și avem niște pack-uri interesante în store, 500.000 de bănuți pack-urile acestea, dar haideți să iau mai întâi jucătorul gratuit să vedem ce băiat ne pică aici, dacă avem noroc sau nu. Sper că v-a picat ceva bun aici, nu uitați să lăsați în comentarii ce jucător v-a picat aici. Haideți să vedem peste ce dau eu. Și evident că un jucător de 80, McDonald's sau cum te cheamă, dar țineți cont că aveți nevoie de un astfel de jucător în echipa voastră pentru a putea juca cele 3 meciuri versus attack de la set pieces la fiecare 8 ore. Trecem acum la pack-urile de 500.000 de bănuți, unde avem niște jucători extraordinar de buni, cu toate că niciunul nu este garantat, parcă șansa la unul este 24%, deci la 3 pack-uri ar trebui să găsesc unul, dacă nu la 4 pack-uri ar trebui sigur să găsesc unul. Haideți să vedem ce jucători găsesc aici. Sper totuși să am un noroc mai mare decât ieri la Golden Greatest, unde norocul meu a fost spre minus infinit. Haideți să vedem ce jucători avem aici. Începem cu puncte set piece, ok. Ceartă cors, nu e rău. Și jucătorul este Room. Room 87, portar, din păcate portar, dar oricum un jucător de 87 la prima încercare nu e rău deloc. Haideți să vedem pack-ul numărul 2, m-aș mulțumi cu un jucător de 90, ar fi extraordinar un jucător de 90, să vedem ce găsim aici. Puncte, iar puncte și dublon, nici urmă de jucător, din păcate pack-ul numărul 2 este dezamăgitor, dar sunt obișnuit cu asta în FIFA Mobile. Haideți să vedem pack-ul numărul 3 pentru încă 500.000 de bănuți ce găsim aici. Puncte, ceartă cors și dublon. Deci, din nou un pack opening mizerabil, dar măcar am făcut rost de acele puncte care o să mă ajute să fac alte premii. Sper că ați avut un noroc mai bun decât mine aici. Mulțumesc pentru vizionare, dacă v-a plăcut filmulețul sau v-a ajutat, nu uitați să dați un like și până data viitoare mai am și alte filmulețe, le vedeți acum pe ecran, dați click pe unul și uitați-vă. Numai bine, prieteni, pa, pa!